Bună dimineața, iubitor! De flori, de frumos, de natură, am revenit cu nou material. Armeria maritimă, mai poartă denumirea de limba peștelui, este o plantă ornamental decorativă prin frunze și flori, cu o creștere lentă, originară din America de Nord, dar s-a răspândit și în Europa. O putem cultiva în propriile grădini, jardiniere, dar poate fi utilizată și ca floare tăiată în crea buchetelor și aranjamentelor florale de zi cu zi. Frunzele sunt în nuanțe de verde, florile sunt în nuanțe de alb, roz, mov, Chiar violet, au un parfum plăcut, suav, înflorește din primăvară până toamna târziu. Limba peștelui adoră lumina, soarele, căldura, dar în același timp să știți că preferă și semi umbra. Nu este deloc pretențioasă ca plantă ornamental decorativă, rezistă la secetă, dar și la frig în același timp. Se mulțește prin semințe, dar și prin divizarea tufelor. Ce simbolizează limba peștelui? Haideți să descoperim împreună. Limba peștelui simbolizează frumusețe, eleganță, grație, culoare, rezistență. Dacă vreți să dați un plus de culoare, de magie, grădinilor, jardinilor sau chiar buchetelor sau aranjamentelor florale, vă recomand să vă cultivați, să vă achiziționați o limba peștelui în nuanțe viu colorate. Să aveți o zi, un weekend minunat, colorat, parfumat, dar și vesel, precum sunt nuanțele lui limba peștelui.